să fie, Domnul. Mă bucur că la aproape un an de zile distanță am revenit în biserica de aici, din Teta. Și mă bucur să vă văd la fel de dăruiți Domnului și lucrării pe care El v-a încredințat-o. Dumnezeu mi-a dat fiecăruia o lucrare de făcut și în via Lui nimeni nu poate să fie nici leneș, nici neroditor. M-am gândit să cânt o cântare și știu că e seara de evanghelizare, știu că mesajul de chemare primează, dar vreau să vă spun că dacă inima nu este pe măsura așteptărilor, nu putem să fim, să auzim ce ne vorbește Dumnezeu. Așa că această cântare care o vom cânta este o rugăciune și vă îndemn să vă deschideți inima și cu atitudinea despre care vorbește cântarea aceasta să venim înaintea Domnului. Vorbește-mi, Doamne, că-ți sunt rob și robul tău ascultă. Mai toarnă-mi iar ulei în cior, mai dă-mi din grâul tău un bol și dragoste mai mult. Mai toarnă-mi iar ulei în cior, mai dă-mi din grâul dar eu din dragoste sunt
chiar